Salut și bine te-am găsit! Mă bucur foarte mult că ești alături de mine în acest video pentru că vreau să-ți vorbesc despre cele trei modalități de utilizare a uleiurilor esențiale. Atunci când le folosim, acestea ne oferă o varietate enormă de beneficii fizice, mentale și emoționale. Pot fi folosite ca și uleiuri individuale sau pot fi folosite ca și amestecuri, ca și blenduri, în momentul în care ele își amplifică reciproc puterile. Cele trei modalități de utilizare sunt utilizarea aromatică, utilizarea topică și utilizarea internă. Și haideți să spun despre fiecare în parte două, trei cuvinte. Utilizarea aromatică reprezintă difuzarea în camera în care te afli sau, mă rog, în spațiu în care te afli, indiferent că este cameră, birou sau poate mașina cu care rămâi blocat în trafic. O altă modalitate ar fi aplicarea în palma una-două picături, amestecarea și inspirarea profundă de câteva ori. Ți se spun că la mine în palmă, în acest moment, încă se mai simte blendul pe care l-am aplicat anterior și de fiecare dată când fac asta, îmi oferă un sentiment incredibil de bucurie și de încântare. Revenind la utilizarea aromatică, țin să spun că anumite uleiuri au efect de stimulare, au efect de creșterea energiei, pe când altele au efect de calmare, de relaxare, de liniștire. De asemenea, uleiurile esențiale purifică aerul din cameră, mă rog, din spațiul în care te afli și elimină mirosurile neplăcute. Cea de-a doua modalitate de utilizare a uleiurilor esențiale este utilizarea topică, adică aplicarea direct pe piele. Știm că pielea este cel mai mare organ al nostru, al oamenilor, iar în momentul în care aplicăm topic uleiurile esențiale, ele sunt imediat absorbite și introduse în flux. De aceea ne putem bucura imediat sau aproape imediat de efectele uleiurilor. Iar cea de-a treia modalitate de utilizare este utilizarea internă, modul în care este folosit frecvent pe cale internă uleiul este sub formă de supliment alimentar, se pot pune în capsule vegetale una-două picături și administra intern sau pot fi puse o picătură, două, în apa pe care o bem, în băuturile pe care le consumăm în mod frecvent sau în mâncare sau în deserturi. Sunt destul de multe varietățile de administrare internă. Însă, uleiurile esențiale sunt atât încântătoare cât și promițătoare pentru sănătatea ta și sănătatea familiei, atunci când vine vorba de sănătatea voastră a tuturor. Indiferent că le aplici topic, că te bucuri de mirosul lor, că le utilizezi aromatic sau că le utilizezi intern, efectele lor pot fi fără limite, dar vreau să mă asigur și vreau să îmi promiți că o să te asiguri că în momentul în care vei folosi uleiurile esențiale, te vei asigura că acele uleiuri esențiale ți vor livra ceea ce îți promit. Pe piață, din păcate, peste 80-90% dintre produsele care se găsesc sub denumirea de uleiuri esențiale sunt adulterate, sunt sintetice și de aceea poate de multe ori în loc să facă bine mai mult rău fac. Vreau să te asigur că o să folosești niște uleiuri de calitate pentru a beneficia de uleiurile lor, de puterile lor imense. Eu îți mulțumesc că ai fost alături de mine în acest video. Nu uita să dai click pe butonul abonează-te sau subscribe în funcție de limba în care ai tu canalul, pentru că astfel vei fi notificat de fiecare dată când voi posta noi videouri. Mi-am propus să creez o listă mare de videouri de acum înainte. Sunt doar la început și sper să ne auzim cât mai bine pe curând. Ciao, ciao!